21 de comisari ai gărzii de mediu în total, 65 de polițiști și 180 de jandarmi au descins la Sărulești într-o amplă acțiune de identificare a depozitelor ilegale de deșeuri și a persoanelor care se ocupă cu activități de comerț ilegal cu deșeuri. În această localitate existau suspiciuni că deșeurile sunt arse ilegal și gradul de poluare este foarte mare. Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, a precizat că au fost identificate mai multe cantități de deșeuri ce urmau să fie arse, multe dintre ele cu efecte toxice asupra mediului înconjurător. Autoritățile au mai constatat că există o legătură între firmele și persoanele care acționează la Sărulești și cele din Sintești, lângă București, unde de asemenea au avut loc acțiuni pentru stoparea afacerilor ilegale cu deșeuri. Este o localitate unde se desfășoară activități ilegale de colectare și sortare a deșeurilor, de procesare a deșeurilor. Sunt foarte multe arderi ilegale. Este motivul pentru care această acțiune a fost organizată de Garda de Mediu. Fără da și poate există rețele organizate de crimă organizată în domeniul financiar, în domeniul colectării, în domeniul sortării și aceste rețele trebuie distruse. Am ajuns aici în urma unor verificări de documente, de acte vis-a-vis de transporturi ilegale de deșeuri, transporturi ilegale de metale obținute din incinerarea deșeurilor. Pe lângă aceste deșeuri găsim și multe deșeuri toxice pentru noi și pentru mediu, de aceea igienizarea locațiilor respective este prioritară. Dăm un semnal în această piață a deșeurilor, piață ilicită. În acțiunea de control au fost utilizate un utilaj pentru încărcat deșeuri, 5 platforme pentru transport și un elicopter. Comisarii au aplicat 20 de contravenții, amenzile ajungând la 308.000 de lei. Au suspendat activitatea a 5 agenți economici și au confiscat 50 de tone de deșeuri feroase și neferoase. Astfel de acțiuni de control vor fi organizate și în alte localități din țară, cu scopul de a elimina rețelele care se ocupă cu afaceri ilegale cu deșeuri.